Au venit pompierii boșilor. E femeia asta sau bărbat? E bărbat. Da, să mă duc să vorbesc la mine, că sunt singurul idiot în tot București cu casca în cap care merge cu tramvaiul. Îmi place să-mi admin mâinile. Ce pară. Ok, m-a văzut. Da, ăsta e monitor, ia să-l iau eu, că-mi trebuie și mie unul acasă. Deci că se strică dacă tai firele alea de acolo, nu? Tu. Ce fețe au ăștia? Mă văd, nu cred. Dar pot să-mi închid casca și totuși nu o să mai audă absolut nimic din ce spun eu aici. Mă simt ca și cum tramvaiul ăsta ar fi al meu. Doamne, ce-mi place să mă dau cu tramvaiul ziua prin București cu casca în cap. A? Vrea să arunce un? Aruncă-te un. Ce-i dă? Mamă, trebuie să te ții, e? Carusel. Ia lua majarul ăla pe sus, mă. Uite și tu cum să aruncă bani aici. Mă trezesc de dimineață și ce văd pe fereastră? Ia uite, o mașină. A, dă-i. Aoleu, săracă. Vai. Mi-a spart ăsta toate geamurile. Dă-i tare în ea. Tare. Dă-i. Dă-i. Vai. Aoleu. Gata, nu mai e mașină. Stresați-mi, ia fiți atent aici. Și uitați unde am ajuns eu. Ce mișto. Uite-l și pe nenea asta. Ce fac, bă, mitică? Ăla nu știu ce ar trebui să fie, o grămadă, dar fiți atent la ăsta. Fiți atent la ăsta. E superb. Bine, asta nu știu ce ar trebui să fie, dar, bă, e fain. Da, tot asta e mai mișto. Aici avem un păsăric. Hello, păsăric. Căci. Da, acolo a făcut o găoace. Bă, asta e din gheață. Cu cer... Nu cred. Vai, ce fain e. Foarte tare ideea. Priviți-o pe asta. Ha? Mai spune-și ceva acum. Oh my god! Wow! Oh my god! Ce se întâmplă? Ah, nu mă mai uit eu. Da, mă duc la cumpărături. Da, deci asta mi-a rupt mie urechile. Uite și tu cum se aude, frate, deci nu poți să stai, nu înțeleg. Au venit pompierii boșilor. Alexa, stai some Christmas music. Nu te cred, asta vrea să facem muzică de Crăciun. Eu acum plec, nu mai pot, mi s-a făcut rău. Mă simt nasol, mă doare în gând, mai sunt și prezentator la bal. M-am invitat, am dat așa să mă ridic privat. Bă, până a fost de acolo, de-a înapoi.
Eu așa mă duc acasă, cu metrou, cu tramvaiul. Și cu casca mea. Da, filmez, fac vlog. Mers vlog în loc de motovlog. Ne auzim, numai bine. Hai, pa. Și de asta. Dar se poate merge iarna cu ciuciuretă de asta? Semi-scârțitoare de aia. Hai să alergăm. Ciuciu. Hai să rămân. Sperimă, mă. Sperimă. Eu acum mi-am dat seama, cu casca în cap, pentru că am câmpul vizual mai îngust, trebuie să sucești capul, știi? Și asta, intrând în reflex că nu am casca pe cap, având unghiul mai larg, nu vă mai uitați la mine, nu-ți dai seama când te mai asiguri. E doar instinctiv așa, nu-ți mai dai seama. Dar având casca asta în cap, trebuie să te uiți și te uiți și stânga și dreapta și întorci capul. Mă duc să-mi iau abonament la tramvai. Să rămână pe linia 41, vreau și eu. Vă mulțumesc mult. Oh, cât porumbic. Foarte inteligent. O să stau aici ca ultimul țigan. Uite așa, ca la bar, stânga-dreapta. Și stau aici așa frumos și filmez. Bă, dar n-am nicio treabă. Ei, să facem noi o prostie, să apăsăm pe butonul, să vedem ce se întâmplă. Ha? 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 Nu vrei? A, e bine. Hai mă, e tehnologie, mă, ce... Ce înseamnă tehnologia, mă? Pă, păi te gândeai tu să apăsă pe buton să nu se deschidă ușile? Da. O, dacă vreau mă țin și de sus. Dacă aș ajunge că mă ține... Mă ține cam așa, mă. Tu, bă, ce bine era să am și-o motor, acum mergem și-o cu ăștia. Ce, tanti, nu găsei butonul? Fuge toată lumea cum mă vede. Cu casca în cap. Și-a luat-o grav. Și-a luat-o de la poliție. Păi, benzină? Ăsta e sac cu nisip? Mă, noi mă, e soluție. Așa se numește, uite, soluție. Scrie acolo sus pe ea soluție. Salut. Sună alarma la STB. Și-i fugim, și-i fugim. Ce umbră frumoasă. Treci că dacă ești dobitoc. E junglă aici. Fiecare pe legea lui. Și în junglă, măi, cât o lege. Poftă mare. Mărăule. Deci, astăzi m-au postat cerșetorii, mi-au cântat colinde în tramvai, pe ăla l-a prins poliția. E bine. Ei, ce picioare frumoase, mă. Chiar, mă, voi dacă ați fi fete, ați fi cu voi,